Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, data trecută am fost invitați să ședem la picioarele Domnului Isus. Acum suntem din nou gata de drum, dar bineînțeles, tot cu Domnul nostru. Îl însoțim pe el și aflăm noi lucruri importante pentru creșterea noastră în acest capitol cu numărul 11 din Evanghelia după Luca. Ar mai bine să citim textul biblic. Într-o zi Isus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Această secțiune importantă se ocupă de rugăciune, cum nu o face nicio altă secțiune din Evanghelii. Sună asemănător cu alte pasaje, dar de fapt este ceva cu totul diferit. Unii cred că acest pasaj este inserat aici în mod forțat, că este o intervenție nepotrivită în ordinea cronologică a relatării cu privire la lucrarea lui Hristos. Este adevărat că acest fragment nu urmează șirul relatării, dar introduce câteva implicații cu totul interesante. Ucenicii Domnului au vrut să știe cum să se roage, pentru că îl auziseră și îl văzuseră pe Isus rugându-se. Îi stătea în obicei să se retragă la o parte, singur, și să se roage. Unul din ucenici l-a auzit pe Isus rugându-se și în inima lui s-a născut dorința arzătoare de a se ruga la fel ca Domnul dragi prieteni. În acest moment, Domnul Isus Hristos se află la dreapta Tatălui în ceruri și mijlocește pentru noi. El este marele nostru mijlocitor. Este și astăzi o idee bună să-i cerem lui Isus să ne învețe cum să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm, va fi oricând o cerere potrivită. Dar acest ucenic nu întreba doar cum să se roage. Domnul spusese deja predica de pe munte în care li se arăta oamenilor cum trebuie să se roage. Acest ucenic nu-i cerea Domnului o tehnică, un sistem, o artă, un ritual pe care să-l urmeze. El dorea să se roage așa cum se ruga Hristos. Mulți oameni se mulțumesc să-și spună rugăciunile. Este un fel de amin tras după ei la sfârșitul zilei, în timp ce se îmbracă în pijama. Adevărul este că avem nevoie să învățăm cum să ne rugăm, nu doar să spunem rugăciuni ci să ajungem cu ele la Dumnezeu. Acest ucenic i-a spus Domnului, învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan i-a învățat pe ucenicii lui. Aceasta este o imagine neașteptată, fugară asupra vieții lui Ioan Botezătorul. Într-un anume sens este imaginea de rămas bun, pentru că este ultima dată când îl vedem pe Ioan Botezătorul prezentat sau amintit. Ce aflăm acum despre el? Că Ioan era un om al rugăciunii. El și învăța ucenicii să se roage, ar spune cineva acest lucru despre voi, dragi prieteni? Toți marii slujitori ai lui Dumnezeu au fost oameni ai rugăciunii. Viețile lipsite de roade ale creștinilor, amorțeala bisericii de astăzi, sunt toate rezultatul lipsei de rugăciune. Aceasta este problema noastră. Dar ca răspuns la această cerere, Domnul le-a spus cuvintele din prima parte a acestui capitol. Nu cred că le-a intenționat ca aceasta să fie rugăciunea standard pe care o aud atât de des în serviciile de închinare. Nu a fost dată pentru a fi o formă bombastică pentru serviciile publice, ci mai degrabă o rugăciune personală, spontană, ca o discuție dintre un tată și un fiu. Dumnezeu Tatăl mă cunoaște și nu cred că vrea să mă vadă dându-mi aere, folosind un ton teatral și apelând la un limbaj înflorit. Cred că Dumnezeu vrea să mă vadă pe mine vorbind natural, așa cum vorbesc în viața de fiecare zi. De asemenea, nu cred că Dumnezeu vrea să audă cuvinte multe. Pe mine unul mă obosesc rugăciunile lungi și pompoase. Și cred că și pe Dumnezeu. Haideți să vedem mai bine care sunt elementele rugăciunii. Prima parte a rugăciunii o constituie închinarea: Sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Aceasta este rugăciunea pentru împlinirea Voii lui Dumnezeu pe pământ. Ea implică înlăturarea răului și înălțarea binelui la loc de cinste. Aceasta înseamnă că în viața noastră există dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. Dragii mei, nu are niciun rost să spuneți cuvintele acestei rugăciuni dacă nu credeți în ele. Această rugăciune este pentru credincios, nu pentru cel nemântuit. Rugăciunea pentru cel nemântuit sună altfel. Doamne, ai milă de mine păcătosul! Poate să fie chiar mai simplu decât atât. Dumnezeu este bun, îndurător și este gata să-și manifeste această îndurare și față de tine, dragul meu. Nu este nevoie să-l implori să te mântuiască, este dorința lui. Domnul Isus te va mântui dacă vii la el. O parte a acestei rugăciuni se referă la împlinirea nevoilor fizice. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi. Apoi ni se spune să ne rugăm pentru iertare. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Eu unul nu cred că pot să mă ridic la înălțimea acestui standard. Sper că voi puteți. Îi iertați oare pe toți cei ce vă greșesc? Dragi prieteni, Dumnezeu vrea să iertăm pe alții. Standardul nostru se află scris în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 32, care sună astfel. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ei, ce spuneți? Dumnezeu să ne ajute să fim femei și bărbați ai rugăciunii. Nu avem nevoie de mai mulți predicatori, mai multe biserici sau mai mulți misionari, ci avem nevoie de mai mulți oameni care știu să se roage. Dumnezeu nu a încheiat subiectul rugăciunii în acest capitol. Numai mai redă pildă care urmează și care aruncă o lumină diferită asupra subiectului rugăciunii. Este o pildă a contrastului, dacă vreți. Apoi le-a mai zis. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi va zice Prietene, împrumutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Dragul meu prieten, crezi că Dumnezeu doarme? Crezi că El s-a dus la culcare când tu ai început să te rogi și nu mai poți să-L trezești? Crezi că El nu vrea să răspundă la rugăciunile tale? Dumnezeu aude rugăciunile și răspunde. Acesta este mesajul acestei pilde. Este o pildă, prin contrast, nu prin comparație, așa cum spuneam. Nu este nevoie să bateți la porțile cerului până le dărâmați pentru a atrage atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu refuze să asculte și să audă. Iată ce spune Domnul nostru în Isaia, în capitolul 65, versetul 24. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprevească vorba, îi voi asculta. Unii cred că Dumnezeu nu aude și nu răspunde la rugăciunile lor. Poate că ei pur și simplu nu înțeleg răspunsul lui, care se poate să fie un nu. Problema noastră este că nu ne place să ni se spună nu. Dumnezeu aude întotdeauna rugăciunile copiilor lui și le răspunde. Dar atunci când el ne spune nu, o face pentru că noi nu ne rugăm pentru lucrul cel mai bun, de-a lungul anilor am învățat că cel mai bun răspuns pe care l-a dat Dumnezeu rugăciunilor mele a fost cel negativ. Încă o dată, dragii mei, nu trebuie să zdruncinați porțile cerului pentru ca Dumnezeu să vă audă. Dumnezeul nostru nu s-a dus la culcare. Ușa este larg deschisă și spune: bate, caută, cere. Duceți-vă înaintea lui Dumnezeu toate problemele voastre, în rugăciune, și el vă va da. Tot ce are El mai bun pentru voi. De aceea, și eu vă spun: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, ori dacă-i cere un pește, să-i dea un șarp în loc de pește? Dragii mei, înainte de a veni la Dumnezeu în rugăciune, asigurați-vă că El este Tatăl vostru. Credința în Isus Hristos, în faptul că El a murit și a înviat pentru noi, pentru îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu, face din noi copii ai Tatălui Ceresc. Când îl primiți pe Domnul Isus ca mântuitor personal, sunteți botezați de Duhul lui Dumnezeu în trupul lui Hristos și deveniți un fiu care îi poate spune lui Dumnezeu, Tată dacă îi cereți tatălui vostru pământesc o pâine, vă va da el o piatră? Sau dacă îi cereți un pește, vă va da un șarpe? Vă va da el ceva care vă va răni, care vă va face rău? Vă puteți imagina un tată făcând așa ceva? Sau dacă -i cere un ou să-i dea o scorpie, continuă Domnul Isus. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri Va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. La vremea aceea, Domnul Isus le-a spus ucenicilor să ceară Duhul Sfânt. După câte știu eu, ei nu au cerut niciodată Duhul. Mai târziu, Hristos a spus: Luați Duh Sfânt. Ei au avut nevoie de Duhul Sfânt în acele zile premergătoare rusalilor. Apoi, în Marea Ziua Cinzacimii, Domnul a venit și a botezat în trupul celor credincioși, și astfel ei au fost așezați în Hristos. În acele zile, ei au fost umpluți toți cu Duhul Sfânt. De această umplere avem și noi nevoie. Toți credincioșii au fost botezați în trupul lui Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, spune Pavel Corintenilor. Dar mergem mai departe la un incident în care apar acuze la adresa Domnului Isus. Acest incident este înregistrat și în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, și în cea după Marcu, în capitolul 3. Din această relatare a fost extrasă noțiunea de păcat de neiertat. Părerea mea este că un asemenea păcat astăzi nu ar mai exista. Isus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Din această relatare a fost extrasă noțiunea de păcat de neiertat. Să vedem mai bine despre ce este vorba. Isus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau: El scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Natura convingătoare a minunilor Domnului nostru i-a forțat pe farisei să ofere explicație pentru ele. Nu puteau nega existența minunilor când ele se întâmplau chiar sub ochii lor. Atunci fariseu a apelat la cea mai josnică și cea mai hulitoare explicație pentru aceste minuni făcute de Domnul. Ei nu au negat că acestea erau minuni, ci spuneau că sunt făcute prin puterea diavolului. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Isus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă Satana este dezbinată împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fii voștri cu cine scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. În această situație, Domnul Isus arată absurditatea acestui fel de raționament. Dar dacă eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi înseamnă că aceasta era printre ei, în prezența și în persoana Domnului Isus, care era trimis de Tatăl. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Omul cel tare și bine înarmat este satan. Omul posedat de demoni era o dovadă a puterii acestuia. Dar Domnul Isus este mai puternic decât satan și acesta a fost motivul pentru care a putut să scoată demonul din omul acela. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, este un verset care conține un avertisment pentru noi. Sunt mulți cei care vor să ne dezarmeze, în fața unui dușman mereu gata de atac, este bine să fim pregătiți, să fim bine echipați. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută o dihnă. Fiindcă nu găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ea cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Această pildă, acest exemplu prezentat de Domnul Isus, creonează poziția nesigură a lui Israel și a fariseilor. Pilda vorbește despre un om cu un duh necurat. Demonul îl părăsește pe acest om și omul simte că este curat. Casa este golită, măturată și aranjată. Îndreptarea năravurilor, corectarea lor nu este de niciun folos. Dacă lumea ar înceta să păcătuiască, nu ar mai fi mulți creștini în lume. Dacă încetezi să mai păcătuiești, nu înseamnă că ai devenit creștin. Așa că nu de îndreptare este nevoie, ci de regenerare. Simpla curățire a casei nu este suficientă, dragii mei. Simpla renunțare la anumite vicii nu este suficientă, nu face din noi neapărat cetățenii ai cerului. Israel și-a curățit casa în timpul lucrării lui Ioan Botezătorul și a lui Isus, dar nu l-a invitat pe Domnul Isus Hristos să o ocupe. Așa că generația aceea a ajuns într-o stare mult mai gravă, așa cum se arată în această pildă. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună Neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la mează zi se va scula în ziua judecății, alături de bărbații acestui neam și va o osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Inive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovădurirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Semnul despre care vorbește Domnul aici, desigur, este propria înviere. Iisus le îndreaptă atenția asupra două incidente din Vechiul Testament. Primul îl are în vedere pe profetul Iona. În aparență, Iona a fost înviat din morți când era în interiorul peștelui. Dumnezeu l-a dus de la întuneric și moarte la lumină și viață. Experiența lui Iona era un tip pentru iminenta moarte și învierea Domnului Isus. Locuitorii din Ninive l-au primit pe Iona și au ascultat mesajul său după miraculoasa lui eliberare și mai mult, s-au pocăit. Faptele poporului Israel, faptele sale ca națiune, l-au plasat într o poziție mult mai rea, pentru că nu l-au primit pe Mesia și nu s-a pocăit acest popor. Nimeni n-aprinde o lumină, continuă Domnul Isus, ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfejnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, în tocmai ca atunci când ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Aici, Domnul Isus oferă o explicație simplă cu privire la rolul unei lămpi. Lampa era o sursă de lumină. Rolul ei era să răspândească lumina. Învierea lui Hristos este lumină. Învierea lui Hristos este unica rază de lumină în această lume întunecată. Noi trăim într-o lume marcată de naștere și moarte și ne mișcăm între aceste două limite. Învierea lui Hristos ne aduce speranța de care avem nevoie. Ce vor face oamenii cu lumina? Pentru a vedea un obiect este nevoie de doi factori esențiali. Lumina care să facă obiectul vizibil, dar și ochiul care să privească acel obiect. Lumina nu este de niciun folos celui orb. Un om care poate vedea, dar nu are lumină, și un orb care are lumină, sunt în aceeași situație. Iată de ce lumina și ochiul sunt esențiale pentru a vedea ceva. Chiar dacă se află în prezența lui Hristos, adesea oamenii nu-l văd. Aceasta nu înseamnă că el nu este lumina lumii, ci înseamnă doar că oamenii sunt orbi. Pe când vorbea Isus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu se spălase înainte de prânz. Domnul omit aici ceremonia de spălare care era un ritual religios. Dar Domnul i-a zis, Voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea din lăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi dați zecioală din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciun prin piețe. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Farisei aveau un sistem fals de valori. Domnul Iisus nu spune că era greșit că dădeau zeciuială. Greșit era că lăsau unele lucruri importante nefăcute. Dragi prieteni, Domnul Isus continuă cu aceste vaiuri vis-a-vis -vis de cărturari și farisei, dar ele trebuie să fie semnale și pentru noi. Ei vedeau că ceea ce spunea Domnul Isus se potrivea cu ceea ce făceau. Fariseii erau ocupați cu aparențele. Păcatul cărturarilor era lipsa de sinceritate. Ei adăugau mereu lucruri noi la legea lui Moise, o făceau și mai dificilă, fără însă ca ei să facă aceste lucruri. Oamenii apelau la acești conducători pentru interpretarea adevărului. Puneau accentul pe lucrurile materiale în loc să-l pună pe scopul spiritual pentru care acestea trebuiau folosite. Ei înșiși nu trăiau conform cu preceptele scripturilor. Dragii mei, avem nevoie să ne examinăm viața în lumina acestui fragment din scriptură. Ce ne preocupă pe noi? Aparența? Religia? Regula? Metoda? Sau relația sinceră? părtășia cu Domnul nostru Fie ca niciunul din noi să nu semene acestor descrieri făcute de Domnul nostru ci să fim acei oameni de care Domnul nostru se bucură și în care și noi găsim bucuria Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.